revenit la o nouă ediție a emisiunii Viața Brăilei. Invitații mei din această seară sunt Sorin Ovidiu Bălan și Mihai Cristian Dănuț, liderii locali ai Partidului Poporului Dan Diaconescu. Prezenți în această calitate politică, pentru că fiecare dintre ei au meserii, profesii diferite și, activități diferite. Domnul Sorin Ovidiu Bălan îl cunoașteți, este jurnalist, domnul Mihai Cristian Dănuț este om de afaceri, dar dacă s-au hotărât să se implice în politică și să se prezinte astfel în fața dumneavoastră în seara aceasta, în această calitate, să îi întrebăm despre ce se întâmplă în politica brăileană, pentru că telespectatorii știu mai puțin că există o forfotă așa între partide, între candidați, se tot întâlnesc, negociază, se vizitează unii pe alții, candidați din partide incompatibile, nu, între ele se tatonează. Dumneavoastră participați la această mișcare declanșată, iată, odată cu apropierea alegerilor în plan local? Înainte să vă răspund, apropo de ce ați spus, că eu sunt jurnalist, domnul Mihai Dănuț este om de afaceri și nu sărac, este prosper. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. S-au străduit unii să-l falimenteze? A reușit să cucerească Bucureștiul, dacă la Brăilean a avut loc. Vreau să vă spun, apropo de profesii, știți că la noi în partid cam toți avem meserii în care chiar am izbândit. Știți, la alții de-aia nu prea să dau duși de la putere. Pe bunea Stancu, de exemplu, îl vedeți întorcându-se la sticle și borcane, unde vindea el acolo. Ei, da, lăsați că nu de la sticle și borcane dacă a sărit în PSD. Da, dacă ați avea un vapor pe Dunăre, l-a spune pe Băsescu să-l conducă? Mă abțin. Dacă ați avea o fântână în curte, l-a spune pe Iliescu să aibă grijă de ea? Cu voi nu-mi dăm două secunde, vă spune. Sau o seacă, sau o otrăvește. Să alege praful, vă spune cum imediat. Cum a otrăvit, acum asta cu Ion Iliescu, care a otrăvit societatea românească de la Revoluție încoace, da, să-l lăsăm, s-au scris și cărți. S-au Iliescu scris și e cărți. Un caz bun. Întrebarea mea concretă pentru dumneavoastră este dacă luați parte la aceste negocieri care se fac în perioada de pre-campanie electorală. Luăm parte pentru că n-avem încotro. N-avem încotro în sensul că suntem căutați de liderii tuturor partidelor politice de pe scena brăileană. Am fost căutați de liderii PNG care chiar au venit la noi la sediu. Sigur că dânsii au venit și ne-au spus că noi am căutat. Nu mi-am adus aminte. Până la urmă și-au adus aminte că ei ne-au căutat pe noi. Veniseră, vreau un post de vicepreședinte, le-am spus că sunt ocupate. Parte din PNG a trecut la noi ca simpli membri de partid. De asemenea, suntem căutați inclusiv la vârf de PNL. Vă referiți la PNL-ul local? Sau? PNL-ul local. La București este altceva, dacă vreți vă spun și acolo. Păi și acolo, că vedem știri care vin din zona asta. Deci suntem căutați. Vă spun că sunt organizații întregi care trec de la PNL la noi, care trec de la PDL la noi. Viața Brăilei ați și scris. Ați avut noi achiziții recente la Unirea și la Măxinen, dacă și nu mă la Măxinen. La Unirea ați luat și candidatul USL-ului. Am luat și candidatul, am luat și tot. Mai nou și la Râmnicelu, sâmbătă, tot liderul de la Râmnicelu. Eu am făcut un turneu mai lung, am stat mai mult la Brăila și am mers, am bătut aproape tot județul. Și deja ne-am stabilit liderii acolo. Ce se întâmplă? O să spună că noi, un partid nou, ce caută PNL-ul, ce caută PSD-ul. Ce caută? Nu caută PNL-ul și PSD-ul, ci membrii din PNL și PSD, și anume nu orice membru, ci numai aceia care au fost doar simpli membri, cei care n-au participat în niciun fel la jefuirea și la prăbușirea Brăilei. Cei care au participat în vreun fel sau alt. Cei despre care avem informații cum că ar fi oamenii de casă, alu Bunea Stancu, alu Varga, alu Bădălan, alu cine vreți dumneavoastră, Balcan. Nu au ce căuta. Cum stabiliți dumneavoastră dacă sunt sau nu oamenii de casă ai personajelor menționate? Un război fără informații, dacă nu ai informații într-un război, l-ai pierdut din start. Și noi nu suntem naivi deloc. Mai ales noi, jurnaliștii, lucrăm cu informații. Eu lucrez cu informația de 30 de ani. Dacă toți lucrați cu informații, dacă ridicat... socotim că tata a fost securist, sunt la a doua generație de lucrători cu informații. Mi-ați ridicat o minge la fileu. Pentru că dumneavoastră astăzi în conferință de presă ați anunțat că dumneavoastră, domnule Mihai, veți candida la primărie și dumneavoastră la...
Nu, eu deocamdată nu. Deci nu, ideea este foarte clară. În primul rând, când am spus la un moment dat USL plus PDL aceeași mizerie, n-am vrut să jignim pe absolut nimeni, în sensul că dintre electoratul acestor partide. Noi practic nu avem nimic cu simplii alegători. Noi suntem Partidul Poporului, suntem deschiși pentru toată lumea care dorește să se alăture nouă. Au greșit major, să știe, s-a văzut cu ochiul liber că și-au ales niște lideri care peste capul lor și-au dat mâna și se susțin reciproc. În interesele lor, bineînțeles. Aș dori să detaliați un pic cum și-au dat mâna, pentru că noi tot spunem și inclusiv eu, ca jurnalist, am această opinie, pentru că îi vezi, îi simți. Oamenii politici care sunt cu adevărat adversari și sunt într-o competiție, se poziționează într-un fel unul față de celălalt. La noi nu e așa, adică nu vezi ce vezi la nivel central, în politica la nivel central, vezi că sunt pe viață și pe moarte unul. Dar aici e o liniște totală, se pupă în piața publică. Nu sunt deloc, îmi cer vreau... scuze. Ce anume? Nu sunt deloc pe viață și pe moarte, nici la... La Brăila? Aia e aparent. La bufet, la parlament, beau aceeași țuică împreună și joacă la aceeași horă. Nu, nici vorbă de... Și pot să vă dau 10 de exemple. Din adică sunt un pic mai perfizi. Cel puțin mai jigodii. Dau senzația că sunt... Da. Eu vroiam că... Nici măcar actori buni nu sunt. Vorbeam despre informații și că informația circulă repede. Dacă toți spuneați că sunteți ziarist și aveți informații cu privire la ce se întâmplă în propriul partid, și la noi, la cei care încă mai scriem pe unde putem, mai ajung diverse informații. Umblă vorba, și n-am cum să nu vă întreb, pentru că reprezentați conducerea acestui partid, că aveți deja stabilit un candidat la Consiliul Județean și ar fi un personaj care vine chiar din Galați, adică pe modelul PDL Brăila. Și cine e candidatul ăsta? Păi un personaj mie nu-mi spune nimic. Numele e Codârlă, ceva de genul ăsta. Mie nu-mi spune, nu dacă am... Dacă dumneavoastră care sunteți la Galați și spuneți că e din Galați, nu vă spune Codârlă nimic. Da nouă de la Brăila, care suntem la 20 de kilometri de aici. Nici nu se vede Codârlă de la Brăila. Nu se vede. Abia se văd luminile. Și atunci cine lansează dezinformările astea dacă dumneavoastră... Da, Costea, ce se întâmplă? V-am spus, este și un război informațional aici. Ei nu pot să spună despre noi că am furat. Nu pot să spună că am făcut jocuri politice murdare. Nu pot să spună lucrurile astea. Noi putem să spunem despre ei. Și atunci ce să facă? Încep să lanseze zvonuri dintre astea. Domnul Codârlă este născut în Brăila, în comuna Ulmu din județul Brăila, și a manifestat dorința de a intra în rândurile PPDD. Dar știți ce calitate are specială domnul Codârlă cu rădăcinile în Brăila? Nu. Ar fi rudă cu un personaj foarte important din primăria Brăila. Cu cine? Cu ministrul de finanțe. Adică cu contabilul șef al primăriei. Ceva de genul. Da, nu e nicio supărare, rudele nu ți le alegi. Problema este că domnul Codârlă nici măcar nu are adeziune și e pe verificatele. Nici măcar nu este membru la noi. Ori nu poți să vii să ai pretenții. Dar ați avut o discuție cu dumnealui ca să încheiem... Ați avut și-a manifestat interesul. Așa cum am avut cu dumnealui... Dânsul a venit către noi. Da. Așa cum am avut cu dumnealui, așa am avut cu alți 200 de oameni. Am înțeles. Deci, vreau să spun că în acest moment Partidul Poporului deja nu mai este un partid, este o stare de spirit. La noi, la sediu, în acest moment avem între 50 și 147 de oameni care vin zilnic să se înscrie. Vă dați seama ce înseamnă asta? Este un adevărat exod. Oamenii vin din toate zonele, oamenii ne caută, vor să fie alături de noi în această tentativă a noastră de a schimba ceva la Brăila. Asta este motivația noastră, ceea ce ne-a determinat să mai deschidem două sedii în această săptămână, una în Vidin și una în Radu Negru, pentru a fi mai... Organizații de cartier, înțeleg. Organizații de cartier, pentru a fi mai aproape de electorat. Acesta este motivul și pentru care nu ne-am bătut în cuie
funcțiile, pozițiile și nu ne luptăm pentru așa ceva. Atât eu, care la un moment dat aș putea fi considerat candidatul pentru primărie, cât și domnul Sorin Ovidiu Bălan, care poate fi considerat candidatul nostru la Consiliul Județean, nu suntem bătuți în cuie și nu suntem extrem de flexibili. În orice moment, avem pe cineva care este mai bine situat, mai bine perceput de electoratul nostru, facem un pas în lateral și lăsăm pe cel mai bun să ne reprezinte. Tocmai de-aia v-am spus că avem meserii din care trăim, ne place să le facem. Ținta noastră este să terminăm cu Gheorghe Bunea Stancu, care efectiv, din punctul meu de vedere, și pot să detailez, a distrus acest județ. Nu avem o fixație pe el, dar trebuie să facem ceva ca acest județ să scape de dominația acestui om. O să vă întreb... că m-ați întrebat, iertați-mă în completarea la ce a spus și în completarea întrebării pe care mi-ați spus-o dumneavoastră, că s-a zvonit probabil și prin Galați că domnul Codârlă o să candideze, nu știu cine a lansat zvonul, dar vreau să vă spun că din... De la dumneavoastră, din partid, că nu avem alte surse. De la noi, din partid. Deci, într-o 147 de oameni care au venit într-o zi, se prea poate să fie și vreun nebun care iese din sediu după ce a semnat adeziunea și zice, gata, m-am aranjat, eu sunt candidatul la... E posibil. Bun, acum că ne-ați dat un răspuns, deci totuși, ați liniștit, în primul rând membrii de partid, că era oarecare îngrijorare, oamenii trimit diverse comentarii la materialele pe care n-avem le publicăm. N-avem de gând să facem alianțe cu PDL-ul în niciun fel de condiții. Sau cu UNPR-ul. Deci nu facem... Dacă cu USL faceți? Putem face discuții cu ei și cu anumiți lideri din USL. Anatemizat pe președinte. Bunea Stancu? Da. Păi Bunea Stancu este principalul dușman al nostru. Păi el va candida din partea USL-ului. Și atunci poate candidează și din partea noastră. Nu. Putem primi membrii PSD. S-a fost o glumă PSD? Sau să înțeleg și eu că sunt un pic depășită? De... Vreau să vă spun că nu facem alianțe, nici pre, inclusiv la nivel de partid, nici pre, nici post electorale. PDL, UNPR, UDMR. Cert, ăștia vi spun, de la nivelul conducerii partidului. Am înțeles. Noi la Brăila urmăm politica conducerii partidului, aplicând-o la specific. UDMR n-avem aici. Nu vi se pare... după mine, dacă vreți, nici PDL, nici UNPR nu prea avem. Din punctul meu de vedere, pe care mi-l tot exprim de ceva vreme, există un singur partid aici, la Brăila, adică... PCR. Nu, Gheorghe Bunea Stancu. Nu vi se pare, și după aceea o să-i dau cuvântul domnului Mihai, să ne spună ce are de reproșat personal acestui personaj pe care îl tot considerăm ca fiind răul absolut al Brăilei. Nu vi se pare că după scandalurile în care a fost implicat, la nivel de, nu știu, comunicare cu presa, la nivel de anchete ale procurorilor, că erați în emisiune la mine când l-au ținut o zi întreagă la DNA la București, nu vi se pare un pic suspectă ieșirea lui din peisaj? Am avut problemele astea generate de căderile de zăpadă abundente și Brăila chiar a fost în centru nebuniei. Ajungeau pe la Buzău, pe la Vrancea, pe diverse... Noi fiind în centru, la noi nu prea au ajuns, că sunt și astăzi drumuri înzăpezite. Vă dau cuvânt de onoare, Gromanul, Gemenele, să circulă pe un singur sens, pe un drum județean, pentru că n-a ajuns... Știm că am fost cu ajutoare. Niciodată. Știm că am fost cu ajutoare la am fost și sâmbătă. Așteaptă să se topească probabil soarele și să plătească firma de dezăpezire munca făcută de soare, probabil. Întrebarea mea este, nu vi se pare suspectă ieșirea din peisajul acestui personaj? Ține de strategie? Crede că dacă se ascunde, nu mai uită lumea de ce se face responsabil? Cum interpretați absența acestui om din viața publică? Dacă mă întrebați pe mine, este o părere strict personală. Cred că Gheorghe Bunea Stancu a tras necâștigător. Deci el în PSD, la ora asta, este un vânat, nu un vânător. A tras necâștigător pe mâna lui Joana. Iar acolo sunt atât de mari frecușurile, încât cu mintea lui de tânăr, actualul lider al PSD-ului, nu o să-l ierte în veci. Da. Și eu cred că cu influența pe care o are pe lângă Băsescu, Bunea Stancu urmează să se mai ducă pe la DNA. Eu cred că aș mai avea o explicație.
nu are de ce să facă foarte multe valori, pentru că din punct de vedere al opoziției sau de fapt al puterii, la Brăila cel puțin, trebuie să stea cât se poate de relaxat. În acest moment PDL-ul la Brăila este condus de un fost viceprimar al Galațiului, care a fost trimis în politică și crescut în politică la Galați, și deși este născut în Brăila și consideră că este brăilean, nu va fi asimilat Brăilei niciodată. Dar atunci, cărțile în PDL Brăila nu le face acest personaj tranzitoriu. Numai o secundă. Și atunci, în condițiile în care din partea PDL-ului va candida la Consiliul Județean Brăila un candidat care este de formă și care adică nu va fi creditat s-o oferi, înțeleg, mai mult foarte de 4%, bine. Vă dați seama că în acest moment Stancu se vede în poziția de a candida după locul 2 și să iasă, să iasă după locul 3 și păi să da, după pentru locul că are un vehicul în speță partidul din care face parte, care, așa spun ei, eu nu știu, n-am văzut cifre, sub ochii mei n-au ajuns sondajele de opinie, decât ceea ce spun ei. Adică stau foarte bine, au peste 60%. Doamna Costea, stau foarte bine, au peste 98%, peste 110%, ca așa raportează ei cu mândrie patriotică. Și atunci vă întreb, de ce de 22 de ani încoace, ăsta e primul an în care PSD-ul comandă un sondaj? Până acum... Au făcut, nu vă supărați, au făcut. În fiecare an electoral au făcut sondaje. Nu. Pe comandat de PSD Brăila, că a făcut PSD-ul mare și a inclus și Brăila, aia e altă poveste. PSD Brăila nu a făcut niciodată această informație. În 22 de ani nu a făcut niciodată. Și cu cine a făcut? Cu vreun institut celebru de sondaj? Încă nu l-au făcut, acum urmează să-l facă. Da, și știți pe cine au... Pe cine? Pe colegul lor care a fost și deputat de Brăila? O să vă spun rezultatele după ce... Vă mulțumim că vă arătați disponibilitatea. Domnul Mihai, spuneați mai devreme că aveți să-i reproșați ceva personal. Aveți de spus mult mai multe lucruri despre acest om care mai dorește, iată, să ajungă și la al treilea mandat de Consiliu. Nu și-a definitivat opera în cele două mandate. Probabil dorește să o încununeze acum, în cel de-al treilea. Și încă-i varză. Deja, nu că încă, se prefigurează a fi o nenorocire. Dacă veți vedea în viața Brăilei, noi deja am făcut și niște fotografii, Călărașul, cel puțin la Concordia, au îngustat de la 3 benzi la una jumate, că au făcut o plăcintă de refugiu pentru tramvai. Dacă oprește autobuzul în stație, s-a blocat circulația. Era să sărim și noi aseară cu mașina peste refugiul. Doamne, dar au modificat proiectul inițial. Fostul primar a spus că n-a aprobat niciodată așa ceva. E interesați-vă și cât a costat refugiul. Dar nu ne spun. Deci când vorbim de bani, oamenii ăștia evită. Da? Asta, apropo, evită. Haideți să fac și o puțină propagandă electorală, dacă tot am prins aici un timp de antenă. Primarii noștri, și vor fi destui, vă asigur. Deja avem 6 scăpați în câștigători. Dacă luăm numărul de adeziuni, pe ce mă bazez când spun asta? Numărul de adeziuni raportat la numărul de alegători, deja îl arată ca și câștigător în comuna respectivă. Toți primarii noștri vor avea obligația să pună o plasmă pe primărie și o să punem și pe primăria de la Brăila. Da, o să primiți autorizație. O să ne-o dăm autorizația. O să ne-o dăm autorizația. Am înțeles. Și nu numai că o să ne-o dăm, o să fie obligație de partid pentru primarul nostru ca să pună această placă în care în fiecare zi se va scrie ce bani a intrat în primărie, ce bani a ieșit din primărie și pe ce. Deci gluma asta cu sunt secrete pe banii publici nu există. Vreți să vă mai spun una care e strigătoare la cer? Au distrus calea Griviței, sau mă rog, strada Griviței, calea Griviței în București, au distrus-o, au terminat cu copacii ăia de zeci de ani erau acolo, făceau umbră, erau mai mare dragul să mergi să te plimbi pe strada Griviței. Au plantat tuia, s-a uscat, normal. Și acum au ajuns la concluzia că e mai bine să planteze speciile de arbor pe care le-au tăiat. Doamna Costea, când vii de la Chichirești... Și când îi întreb de unde ai luat tuia, nu știm, întrebați pe ea care au... De la tuilerie. Da, deci cât ați dat pe copăcei ăștia care s-au uscat acum și cine plătește toată nebunia asta? Cine? Doamna Costea, noi, când, domnul Sărinu Vidurian. De la Chichilești în bașchet și cu sacoșică de un leu și devii milionar, n-ai de unde să știi, n-ai timp să auzi de unul Mihail Sebastian și da, să știi că Brăila se numește orașul cu salcă. Complicat cu Mihail Sebastian. Și atunci e greu să pui tuia când locul ăla trebuie ocupat de un salcâm.
În Brăila n-ați băgat de seamă că nu mai sunt salcâmi? Păi dar nu mai sunt copaci în general, taie tot. S-a prostit Mihail Sebastian între timp? Eu cred că nu. Păi nu, i-a luat locul George Grigoriu, că tot face festival din bani publici și noi stăm cu tot orașul, ei nu mai au bani să termine lucrările astea, facem festivaluri, facem... Adică nu e rău că le faci și pe astea, dar să-ți faci campanie electorală pe un festival. Acum, doamna Costea, știți, bă, ca și cu greierul. Da. Vine iarna, eu n-am geamuri, dar trag o cântare la mine în casă de nu mă văd și pe urmă vine viscolul. Ce toată vara ce ai făcut? Am cântat, acum joacă. Cam așa. Da, a jucat, da, mi-e foame. Da, există o prioritate, există niște priorități. Există, da. Să ne răspunde domnul Mihai? L-ați răscolit. Da, pentru că nu, vreau să știu de la dumnealui ce anume, pentru că tot s-a exprimat că răul absolut al Brăilei este Gheorghe Bunea Stancu. Să ne explice și de ce, că poate telespectatorii nu știu. Tot ceea ce discutăm noi acum s-a transformat într-o adevărată lozincă pe care o găsești pe buzele fiecărui cetățean din municipiu și din județul Brăila. Fără a face niciun fel de diferență, pe cine întrebi, toată lumea spune la unison, Gheorghe Bunea Stancu este un hoț. Dar nimeni nu a putut să pună degetul exact, să spună de ce și în ce context a apărut la început ca formă de zvon și ca certitudine ulterior când au apărut aceste dosare care sunt, după știința noastră, fără număr. Vorbiți de dosarele de la? De la DNA, în sfârșit, are dosare de urmărire. Păi, da. Eu cunosc elemente mai concrete în condițiile în care în permanență am fost o persoană interesată de a aduce nou în business-ul pe care l-am lansat și pentru a ajuta și comunitatea pentru a fi la un anumit nivel cât de cât comparabil cu ce se întâmplă în jurul nostru. Galațiu, Vrancea, Buzău și așa mai departe. Motiv pentru care, de câte ori am avut ocazia, am adus oameni de afaceri interesați să investească în județul Brăila. Domnul Gheorghe Bunea Stancu, în primă fază, s-a arătat foarte interesat până a afla ideea, ca pe urmă să încerce cu orice mijloc ca din acel proiect menit pentru a ridica comunitatea să-și tragă ceva și pentru el. Cel mai elocvent exemplu este ce s-a întâmplat la Spitalul Județean, unde a refuzat firma care venea cu echipament și cu personal specializat. Sigur, cu profesorul Ciurea și cu alți deci oameni cu personal de mare... specializat. Cu al doilea chirurg, neurochirurg din lume, care e profesorul Ciurea. Al doilea neurochirurg Bun, da. Din și lume. Și nu aduce niște echipamente de 2, 3, 4, 5 milioane de euro fără să plătească comunitatea absolut nimic. Am făcut o licitație, ni s-a anulat pe niște motive puierile și echipamentele respective de la aceeași firmă și pe aceeași configurație au fost achiziționate de Consiliul Județean în condițiile în care ei nu au nicio calitate de a achiziționa echipamente medicale. Nu vă ascund faptul că firma de la care urma să achiziționăm acele echipamente ne-a oferit și un bonus de 10% care se putea concretiza într-o sumă de bani într-un cont de al nostru sau în lucrări pe care să le susține ei din punct de vedere financiar pentru amplasarea echipamentelor. Normal, noi fiind firmă privată, preferam ca cei 10% să se întoarcă în investiția noastră. Ceea ce în se lucrări. Practică, acel numitul comision. Comision. Da? E, acum nu mai știm dacă bănuiesc că elementele contractului au rămas aceeași și dacă cei 10% au ajuns în buzunarul domnului Stancu sau dintr-o valoare zonă. Mult mai mare decât cele 5 milioane de euro. Domnul Dănuț este modest și nu vrea să spună ce a putut el personal. Adică domnul Bunea Stancu pe el personal, că nu vrea să spună. Povestea asta cu domnul Ciurea ne-a afectat pe noi, pe toți. Pentru că domnul profesor Ciurea, când face o operație, dânsul pierde. Dacă făcea la Brăila, pierdea 50, 70, 100 de mii de euro. Pentru că dacă nu o face la Brăila, o face în Brazilia. Și în Brazilia tai chitanță de bani ăștia. E, omul a vrut să vină la Brăila, să-și folosească toată influența. Este totuși vicepreședintele Societății Mondiale de Neurochirurgie. Să-și folosească toată influența, să aducă această aparatură, să mai aducă câțiva specialiști. Am stat de vorbă, nu vă ascund că suntem amici. Am stat de vorbă cu dânsul, ce vrea să facă la Brăila. Este legat sentimental de Brăila, a fost împiedicat. Ca dovadă că n-a fost o vorbă în vânt. Domnul profesor Ciurea, în afară de Spitalul Nou, în afară de străinătate unde operează, în fiecare lună operează la Brașov. La spitalul din Brașov, care a făcut ce trebuia să facem noi
la Brăila, iar imbecilul de bunea Stancu îi strânge pe doctori. Vă asumați răspunderea pentru... Îmi asum răspunderea 100%. Îi strânge pe doctori și le spune, dom'le, să facem niște operații pe cord, să facem bypass-uri. Unde o fi auzit el la sticle și borcane de bypass-uri? O fi auzit. Și îi spun medicii, întâmplător am rude medici la spital, poate îl pune dracu să le facă ceva. I-au explicat domnul șef, domnul Borcan, la ăla scoți inima, o pui jos, o operezi și o pui la loc. Și după ce o pui la loc, ăla trebuie să respire. Nu putem. Sunt două locuri în România unde se face așa ceva. Și am rămas și fără ciurea, și am rămas cu aparatură care zace în spital. Toți brăilenii văd că în mandat cele două mandate ale acestui președinte Consiliului Județean, Brăila este o enclavă. Deci a devenit un oraș închis, noi între noi aici suntem. Și apropo de spital, că m-am și enervat cu spitalul, vă aduceți aminte când s-au tăiat banii la lucrătorii de la spital? Da, sigur. Și au ieșit în curtea spitalului. S-au făcut noaptea, s-au făcut alți fluturași cu salariile normale. De unde s-au găsit peste aia? Deci înseamnă că au fost bani și ei de nemernici le-au tăiat. Cum? De unde au găsit bani peste noapte? Le-au dat salariile întregi a doua zi? Nu am răspunsul să vă dau. Poate ni-l dau ei, dar refuză să discute cu noi. Cel puțin la această emisiune se spun astfel de lucruri în fiecare luni, seară. Niciodată nu au prezentat un punct de vedere. Este punctul de vedere prezentat. Curtea de Conturi Brăila, în documentul cel mai oficial de pe fața planetei, raportul Curții de Conturi, deci un document pe care oficial... primarul în funcție nu îl recunoaște, spune că a greșit. Cum, adică e idiotă este... Curtea de Conturi? Da, nu știu dacă e idiotă, că nu s-a exprimat așa. Dacă spuneau că n-au... A spus că e nerealist acel raport și că, apropo de sporuri, să vă spun contextul, s-au dat sporuri și Curtea de Conturi a constatat că aceste sporuri au fost acordate ilegal. Și bineînțeles că au spus, dați-le înapoi până la data de, nu știu, 31 martie, dacă nu mă înșel. Ori primarul Aurel Simion a dat o declarație pentru Viața Brăilei și a spus că, din punctul lui de vedere, n-are ce bani să dea înapoi. Acele sporuri au fost date legal, conform contractului colectiv de muncă, și că este o greșeală categorică a Curții de Conturi. Doamna Costea, dacă Curtea de Conturi spunea că n-au furat, era corect raportul. Curtea de Conturi este un organism al statului român abilitat să vadă ce s-a întâmplat cu banii publici. Curtea de Conturi de la Brăila, adică cu mătrul lui Bunea Stancu, ăla care se duce la Revelion, stau la masă, spune că s-a furat în 2010 1,5 milioane de euro. E limpede, e document. Asta numai de la Consiliul Județean. Numai de la Consiliul Județean. Primărie... Deci eu vă spun, vorbim cu materialul clientului. Sunt mult mai mulți bani. Păi și atunci întrebați de ce s-a ascuns Bunea Stancu? Păi pentru că poate să-l întrebe cineva, domnule. Dar cu 1,5 milioane de euro, cum faci? Pe cine le întreabă? Nu vedeți că noi l-am întrebat, dar dacă ar sta de vorbă cu noi. Dar și nu ne-ar face panorame imbecile. Știți ce l-aș întreba eu pe Bunea Stancu? Riscați. Poate riscați și dumneavoastră să vă pomeniți cu câteva epitete. Că am, știți, povestea. Doamna, am 130 de kg și 1,90. E, nu cred că este impresionat foarte tare de... Mă vedeți pe mine lăsându-mă să mă înjure Bunea Stancu? Eu sunt din Radu Negru, mai greu. Eu sunt din Chercea, așa că măcar două cartiere sunt cu noi. Vă spun eu precis că nu. Și nu îndrăznești. Poate că îmi face baie sub duș, poate mă înjură. Dar așa vă spun eu că nu. Și nici nu-i recomand. Să ne spună și nouă cum de costă un pod din județ 1,000,000 de euro. Un pod cât masa asta? Peste un șanț așa. 1,000,000 de euro. Cum a costat și... Patinoarul s-a pornit de la o investiție inițială de 50 de milioane. Erau 5 miliarde. Erau 10 miliarde. Erau 5 miliarde de la primărie și 5 de la Consiliul Județean. Și au ajuns... La 24. Nu, la 50, că s-au făcut, cum se numește, de asta, cu costuri suplimentare. Da, în sfârșit. Așa. Acte și la fel adiționale. Cu așa, bravo. Asta e tehnica, acte adiționale. Și drumul soarelui de la Vizirul la... Știți cât a costat drumul soarelui? Făcea între autostrăzi. Și ați văzut că este... Da, dar știți că... E mai îngust decât standardul unui drum Dar național. Șanțurile alea, nenorocirile alea, au murit oamenii în vara asta. Este unul din șanțurile alea, este un podeț
care a costat 1 milion de euro. Dar curtea asta de conturi nu ne spune și nouă, băi frate, uite ce a făcut ăsta, un podeț cu 1 milion de euro, dacă tot vorbim de curtea de conturi. Asta nu le-a văzut, nu le-a văzut nu, nimeni? Asta este decontat. Deci curtea de conturi spune ce nu s-a decontat. A. Ce bani au intrat și nu s-au decontat. Dar păi nu-i verifică nimeni cum ajung niște lucrări. O să-i verifice. Cine îi verifică? O să-i verifice, mai, da. Asta, mai credeți în povești de genul ăsta? Sigur, cum să nu. 100%, pe altfel nu mă apucam de treaba asta. În viață, 100%, oricum, de... în viață trebuie să-ți fie frică de ce ai făcut. De ce n-ai făcut, n-are de ce să-ți fie frică. Asta discutam cu colegul nostru, chiar n-avem niciun stres vis-a-vis de candidaturile de anul acesta pentru Consiliul Județean și pentru primărie. Iar domnul Bunea Stancu, sunt convins că nu vrem să nici să-l victimizăm, să-și închipuie lumea cei care privesc. Eu nu cred că își imaginează cineva că domnul Stancu e o victimă. Dar eu am niște elemente suplimentare, adică aș vrea să vă spun că la un moment dat, prin relațiile pe care le-am avut și le-am în continuare cu Silviu Prigoane, este un personaj pitoresc, dar și un foarte bun om de afaceri, am încercat la un moment dat să dăm viață și municipiului Brăila Portului, care întâmplător aparține tot domnului Stancu. Dar ce nu aparține în acest oraș domnului Stancu? Și să încercăm noi. Să... noi. Da, ba nu, clar. Are și oameni, nu vă supărați. O fi având. Are. Noi zic eu, dumneavoastră, domnul... Deci, colegii sunt de la camere. Sunt atâția dispuși să am se... Am mai auzit pe un dobitoc care a zis că să fim mulțumiți că ne lasă să respirăm aerul din Brăila. Da. Iată că le respirăm. Și mulțumiți și nemulțumiți. Care va candida la primărie... Păi el o să-l închidem la Jilava, să fie mulțumit că respira aerul de la București. Să continuăm. Deci am încercat să înviem... Asta e deviza partidului, nu? Deci da. Banii înapoi și la pușcărie. M-ați întrebat dacă noi mai credem. Nu numai că credem. Nu este doar o simplă deviză electorală. Este cuprins în documentul partidului de la primul congres, de încheierea al primului congres, și este unul din punctele noastre, cele 21 de puncte, ale politicii noastre. Vă propun să facem o scurtă pauză de publicitate și revenim la discuție. Cristian Mihai, liderii locali ai Partidului Poporului Dan Diaconescu. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre faptul că Brăila este sau trece prin calvarul prin care trece acum din cauza politicii proaste duse de cei aflați la vârf în administrația locală și chiar în politică, pentru că toate programele astea se fac în sediile de partide, apoi se transferă deciziile politice în administrație. Deci Brăila este un oraș care are de suferite pe urma unei administrații ineficiente, ca să nu spunem corupte, dacă ar fi să ne luăm după raportul Curții de Conturi, care spune că s-au făcut prejudicii de ordinul milioanelor de euro și zecilor de milioane de euro. Poate că ar fi bine pentru telespectatorii care ne urmăresc să mai dăm exemple despre afaceri care au fost pur și simplu ratate pentru că cineva a dorit să câștige personal de pe urma acestora. Afaceri care ar fi făcut locuri, au creat locuri de muncă la Brăila, ar fi creat servicii de bună calitate populației din Brăila. Pot să răspund eu? Te rog. Eu zic că dacă e vorba de afaceri, da. Să lăsăm întâi pe Mihai Dănuț, că el e om de afaceri, eu nu sunt. Haideți și apoi, dacă dumneavoastră doriți să completați, vă împreună invit. Cu Silviu Prigoană, niște investitori din Statele Unite și o persoană de contact de la Brașov, am încercat, am luat legătura cu comandantul aeroportului de la Ianca. Om a fost foarte binevoitor, s-a deplasat într-un weekend de la Buzău, că acolo locuia. Ne-a prezentat toată locația. De ce acest interes pentru acest aeroport? Datorită faptului că pe aeroportul de la Ianca se puteau efectua zboruri pe timp de zi, numai pe timp de zi, neavând posibilitate de monitorizare pe timp de noapte, în ideea de a aduce din miile de avioane care sunt în Statele Unite în așteptare pentru ultimul zbor în deșertul din sudul Statelor Unite. Vorbim de casare, da? Da, pentru casare. Acestea urmând să fie dezasamblate, iar materialele speciale containerizate și pe cursul Dunării duse în Europa pentru cei care le solicitau. Bineînțeles. Iar... Așa cum s-au dus la fier vechi și combinatele brăilene tot pe Dunăre, nu? După ce s-au... Și era extraordinar de profitabil pentru toată lumea. Dădeam de lucru și celor din port,
pentru toată lumea din Iancă era o mină de aur, pentru că aveau oameni specializați pentru așa ceva. Și mai mult decât atât, exista posibilitatea ca pe poligonul de tragere de la Iancă, care aparținea de aeroport, să aducem din sutele de milioane de cartușe care au termen expirat pentru airbag-uri. Deci un airbag cu care orice mașină modernă este dotat se declanșează în momentul impactului la mașina respectivă pe baza unui cartuș. Acel cartuș normal că există pe stoc și la un moment dat le expiră termenul de valabilitate. Mugurel din regie îmi spune capse pirotehnice. Capse pirotehnice, ok. Și aceste milioane, sute de milioane de capse pirotehnice trebuiau distruse într-un fel sau altul. Normal că a trebuit să informez oficialitățile județului că mergem într-o astfel de misiune economică și dacă la început, la momentul respectiv, aeroportul de la Iancă era sub tutela Ministerului Apărării Naționale, am încercat să facem prerogativele să putem să concesionăm sau să închiriem spațiul respectiv. I-a venit o idee domnului Gheorghe Bunea Stancu că ar fi mai bine să le ia Consiliul Județean ca să aibă cu ce să negocieze cu noi, poate vrea și el 10-20% din afacere, astfel încât până la urmă afacerea a picat, iar băieții s-au dus și s-au implementat la Brașov. Unde au găsit și cei cu clinica, nu? Înțeleg, sigur, deci brașovenii... De păcate, Brașovul ăsta ne ia sunt deschiși. Avantajul era că noi eram aproape de Dunăre, numai la 40 și ceva de kilometri și atunci am fi putut ușor containeriza și muta containerele. Afacerea cu avioanele americanilor duse la casat a picat. Nu numai americane. Afacerea din toată lumea. Din toată lumea. Sunt puține locuri unde se face. Mai mult, numai o secundă. Toată lumea este conștientă de faptul că în această perioadă avem la Brăila costuri extrem de mari pe gunoi, de exemplu. Pentru colectarea gunoiului de la locuințe, taxa este extraordinar de mare și datorită faptului că în fiecare lună suntem nevoiți să plătim la groapa de gunoi ecologică, care de fapt până la urmă este o bombă ecologică. Lumea știe că la Muchia nici pe departe nu mai există. Nu se poate respira, iar când bate vântul toate gunoaiele alea sunt pe câmpuri. Le-am fotografiat. Dar se numește ecologică. Da. Ecologică, o bombă ecologică. Și costă pe măsura ecologică. 50-60 de mii de euro în fiecare lună cetățenii Brăilei, în condițiile în care pe o perioadă extrem de lungă a fost concesionat acest serviciu. 25 de ani. 25 de ani, fostului prefect PSD de Brăila, domnul Manea. Am găsit o soluție de ultimă generație, respectiv construirea unui incinerator pe bază de plasmă, care costă cu aproximativ 50-60% mai ieftin decât un incinerator normal, dar pentru asta ne trebuie un plan de urbanism zonal, pe care, bineînțeles, Gheorghe Bunastancu nu o să fie niciodată de acord să ne-l dea până când nu și ia și el cotă parte. Și atunci preferăm să așteptăm aceste incineratoare... Asta e practica... Da, generală, obișnuită. Da. Mai în glumă, mai în serios, orice investitor vine în birou, din câte înțeleg, la noi în glumă, bineînțeles, zâmbind, plicul le-ați adus. Înțeleg că la noi se exagerează. Da. Cât ar fi costat, câți bani ar fi adus afacerea asta cu casarea avioanelor și detonarea capselor pirotehnice? Este incomensurabil, nu pot să-mi dau seama. Deci eu am fost un simplu intermediar, fiind om al locului, am încercat să-i conving și fiind foarte bun prieten cu Silviu Prigoană, i-am convins pe oameni și de avantajele economice, de plasamentul alături de Dunăre, lângă Dunăre și de existența unei forțe de muncă specializate la Iancă. I-am determinat, au venit oameni, au fost încântați de ce au văzut acolo. Este impresionant cum se distruge. Se mai poate remedia ceva? Adică să zicem că anul ăsta brăilenii vor vota cum trebuie. Înțeleg, aud și dați exemple concrete de ce înseamnă. Înțeles, cum să nu. Și apropo de ce a spus exemplu cu avioanele, o să spună lumea că visăm avioane pe un deșertul din Nevada. O să-i rog pe toți brăilenii care trec prin Otopeni și prin Băneasa să se uite la cele două aeroporturi. O să vadă în Băneasa patru avioane abandonate doar aici, lângă gard, la benzinăria Lukoil. Să treacă să vadă că la aeroportul militar Otopeni sunt iarăși vreo patru avioane civile abandonate, câte ori mai fi prin spate pe acolo. Adică dacă sunt vreo 10 avioane cu totul, acum, la ora asta, pe Otopeni și Băneasa. 10 avioane de dezasamblat, cred că însemna muncă 2 ani de zile și un câștig pentru oamenii care n-au unde lucra.
dacă nu mai mult de 2 ani de zile. Cum așa de mult pentru 10 avioane dezasamplăm în 2 ani? Adică, nu doar îl taie capul combinatul siderurgic. E vorba de sortarea materialelor speciale. Deci noi, la modul de ce vorbim... Poate da, vreau să vă spun că eu am foarte mulți prieteni, oameni care au reușit în viață, oameni care au bani. Unii dintre ei foarte mulți bani. Unii dintre ei mi-au fost colegi de școală, au afaceri în România, au afaceri în străinătate, vor să vină să reinvestească în Brăila, pentru că îi doare capă noi, îi doare sufletul de ceea ce se întâmplă. Înțeleg că-s brăileni acești oameni, prieteni ai dumneavoastră. Dacă mi-au fost colegi de școală, sunt brăileni. Eu școală am făcut-o la Brăila. Oamenii mi-au spus clar, unii dintre ei au vrut să vină și Bunea Stancu le-a spus de la obraz mie ce-mi iese, iar alții dintre ei care au auzit ce se întâmplă aici în oraș au spus nu venim cât acest personaj este în fruntea Brăilei. Din ieșirile pe care le aveți în județ, v-ați dat seama dacă oamenii înțeleg grozăvia prezenței acestui om în fruntea județului, dacă înțeleg cu adevărat sau au fost două mandate dezastruoase. Vreau să vă spun că am constatat cu bucurie că din punctul ăsta de vedere al conștiinței politice a alegătorului, Brăila și noi, brăilenii, începem să ne aliniem la trendul de țară. Pentru că vreau să vă spun că această campanie electorală care va fi, nu numai că va fi baie de sânge, cum ne-am promis, este cu totul altfel, va fi cu totul altfel decât cea de până acum. Eu v-aș contrazice. Campania electorală o fac partidele înscrise în cursa electorală. Dar la Brăila știm cu toții că există, în afară de noastră care vă manifestați la fel de radical și împotriva USL și împotriva PDL, da? Nu mai există alte voci care să spună ceea ce ne spuneți dumneavoastră. Și atunci, cine face baia asta de sânge? Noi. Noi și electoratul. De nu vă văd așa fioroși. Stați un pic, că nu ne-ați văzut în campanie. Și încă n-am început să folosim toate armele din dotare. Să știți că suntem singurul partid politic care în campanie va avea o televiziune națională 24 din 24. Haideți, nu exagerați, nu, că trustul, că nu vreau să le da, să dau un nume, că sunt două care fac fățiși de ani de zile campanie. Sunt decredibilizați. Decredibilizați sau nu, oamenii și-au însușit practic acel mesaj. Bine, o să vedem cine câștigă. Oamenii și-au însușit acel mesaj și atunci propaganda pe care o face Antena 3, unde a dus PC-ul? Pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație. S-a agățat când de un partid, când de altul și Nu? Păi atunci dacă fac așa o bună propagandă politică, de ce nu e PC-ul în locul nostru? Păi nu, pentru că își pun trustul la dispoziția unui partid mare și atunci... De ce nu și-au pus trustul la dispoziția partidului lor? Poate că nici n-au interesul, le convine să joace așa din câteva... Ce să joace? Din câte două, trei la 1%? Ce să joace? Și 1%, nu știu. 1%? Păi dacă și-au negociat... De ce nu joacă de la 10%? Domnul Bălan, ei și-au negociat în acest USL că trebuie să prezinte listele de candidați. Nu știi de ce întârzii așa de mult, că trebuiau pe 15 martie. Dacă că sunt lupte de ce s-a blocat liftul și PC-ul, e partidul în lift. PC-ul are locuri negociate, adică nici n-au oameni să ocupe funcțiile alea. Ca de să asta vă spun, s-a blocat liftul și e congresul în lift și acum nu poate să iasă cu listele de candidați până nu eliberează mecanicul. Cum vă explicați că și de o parte și de alta, a eșichierului politic, mă refer la extreme, să zicem, că de fapt totul, cum spuneți noastră, e cam aceeași baltă, dar hai să zicem... FSN-ul e de la un cap la altul. Să-i înțelegi, să-i credem. FSN-ul deci, de la și un cap USL la altul. Și coaliția de guvernare au aceleași probleme. Nu își prezintă listele de candidați, nu reușesc să vină cu un mesaj coerent, că se contrazic când iese unul, vine al doilea. Mesaj coerent să mai spună ce? Că vom face... Vă întreb dumneavoastră. Păi întrebăm noi. Păi vom face, veți spune și dumneavoastră. Păi nu, noi vom face pentru că n-am avut ocazia să mai facem. Dar ei în 22 de ani... Văd pe... Cred că nu mai știu cum o ziceam. Domnul Blănculescu, care se tot autopropunea prim-ministru acum câteva luni. Domnul Blănculescu vine și spune, domnule, ca să deblocăm România, trebuie să facem așa și așa. Păi eu parcă mi-aduc aminte că a fost ministru. Dar când ai fost ministru, prietene Blănculescu, de ce nu făcuși, că văd că știi? S-a pierdut în multitudinea de miniștri, a mers și apoi, cu valul. Bun, s-a pierdut în multitudinea de miniștri. Acum are idei omul. Văd că domnul Ponta vine ca o fecioară
dar cam o fecioară de la tanti Elvira, așa. Vine ca o fecioară de la tanti Elvira și spune PDL-ul nenorociții. Eu parcă mi-aduc aminte că au guvernat cu nenorocițește. Domnul Ponta era în cabinet așa cu nenorocițește, în care spune. Așa o să fie și noi la guvernare. Eu mi-aduc aminte că domnul Ponta, alături de, nu știu, spuneți-mi pe cineva de la PDL. Nu mai spun cel, că alături face... de Elena Udrea, așa. Domnul Ponta, alături de Elena Udrea, au jurat cu mânuțele alea două pe Biblie și pe Constituție, în fața lui Traian Băsescu, ăla pe care îl înjura acum. De ce nu i-a zis lui Traian Băsescu? Bă, animalul ai distrus țara. Păi nu, că atunci le plăcea. A, atunci era bine? Da. Păi swinger dintre ăștia, eu parcă așa mi-aduc aminte. Swinger politici dintre... Și că n-am guvernat decât 9 luni. Felicitări! Dacă doamna Udrea rămânea gravidă, acum făcea un copilaș după conviețuirea asta așa. Un copilaș sunteți, portocaliu cu bluză portocaliu. Sunteți răutăcioși și ați cu bluză portocaliu și ciorăpei roșii. Răutăcioși de ce suntem răutăcioși? Aș spune eu un cum pic, n-au guvernat un împreună, pic misogin. De ce, de ce vă legați, domnule, de doamna Udrea? Uitați-o acolo cu domnul primar Simionescu. Uite ce îi dă un buchet de flori. Bine, nu criticați. Doamna Udrea, atunci doamna Roberta Anastasie, bine? Că era și, ieșea și copilul Miss România. Deci mențin părerea, deci, aveți o doză de misoginism așa cu care eu nu pot să fiu de acord. Doamna Costea, adică sunt misogin când spun că sunt niște swinger politici? Au guvernat împreună. Despre bărbați puteți să spuneți orice, eu mă solidarizez cu... Haideți să mai dezvoltăm un pic planul pe care îl aveți dumneavoastră față de alegătorii brăileni. Ce le oferiți? Că iată, în primul rând, să-i scăpați de... Am înțeles. Nu. Dar... Aia să scapă singuri. Noi nu avem cum să-i scăpăm. Noi le facem o ofertă. Și oferta este în primul și în primul rând că nimeni, dar asta garantat că nimeni, nu se mai fure din banul public. Veți spune că, cum au mai spus câțiva bătuți în cap în județ, stai și voi la fel. Noi nu suntem la fel din mai multe motive. Liderii noștri, și locali, și naționali, au din ce trăi, au meserii. Și au din ce trăi. Nu sunt ca derbedei ăștia care s-au îmbogățit din politică. Și în al doilea rând, noi o să avem și o cenzură obiectivă. O cenzură din partea alegătorilor. Noi avem un program de guvernare, introducerea în actul de justiție a juraților. Și atunci degeaba eu partid aflat la guvernare. Dacă asta în situația în care veți ajunge la guvernare, dar... Cu siguranță că da, sigur. Eu vă admir optimismul, dar după cum spun contracandidații dumneavoastră sau nu contracandidați, partidele aflate în de partea cealaltă în ecuația asta... Și da, păi da, îi vedeți altfel. Îi spun că au, încă o dată, au procente care să le asigure o guvernare, da, nu, fără sunt procente înalte și sus e aerul fără, tare. Fără bătaie de cap. Și atunci... Da, dar ei nu știu de sigur exemplu că sunt acei 50 de oameni, 60 de oameni, 140 de oameni care vin în fiecare zi și semnează adeziuni. Oamenii care nu au cu ce să-și cumpere o pâine și fac niște eforturi ca să-și plătească masei taxe, să vină din... Știți că, exact, știți că au venit oameni care au semnat adeziunea la noi plătindu-și maxi taxi și renunțând la o pâine în ziua aia? Eu zic că spune ceva lucrul ăsta. Și pentru că începusem să vă spun apropo de campania electorală. Eu aș putea să fiu rea și să vă spun că asta e demagogie. Nu, demagogie. Eu să pot să fiu și mai rău, să vă dau exemple. Așteptăm. Cum îl chemam pe ăsta de astăzi? Că erau... A venit, i-am dat bani de tramvai, că nu mai avea înapoi. I-am dat bani de autobuz. Astfel de exemple sunt în fiecare zi. Sunt 100. Am aflat de la el. Dar ce-i face pe acești oameni să vină? Nu l-am înțeles. Ce-i face? Asta vreau să vă explic. Și de-aia nu o să mai fie campanie. Sărăcia, disperarea, sărăcia. Lipsa de perspectivă. Cel mai grav este să nu ai speranță. Deci în momentul în care ți-a murit speranța, de să se spune că speranța moare totdeauna ultima. Deci în acest moment s-a ajuns la un moment de-a dreptul dramatic. Este dramatic ce se întâmplă. Lumea nu mai are speranță. Lumea nu mai are perspectivă. Am închisit orice. Disperarea. Disperarea, doamna Costea, o să facă ca această campanie și aceste alegeri să nu mai semene cu cele care au fost până acum 22 de ani. Deci nu mai merge. Toată lumea și-a angajat tot felul de strategi. N-au căutat și pe noi. Tot felul de strategi. Dom'le, eu am câștigat campania lucutare. Eu am câștigat campania lucutare. Nu contest profesionalismul. Trebuie să dăm zahăr în loc de orez. Nu contest profesionalismul acestor oameni.
Dar vreau să vă spun că știți cum este, cum am angajat la Braicar un mare specialist, cel mai bun din lume, în tramvaie cu cai. Da, așa nu este. Mai merge așa. Ei, avem cu o rețetă pe care o folosesc peste nu tot. Nu mai merge, și, nu te și... mai votează nimeni, credeți-mă, pentru un pui sau pentru un kil de orez. Este o utopie. Noi am sfătuit pe alegătorii noștri, sfătuiesc în continuare și de la postul noastră de televiziune, tot ce li se oferă pomană electorală, să o ia. Să ia tot. De la haine și ce mai dau ăștia, găleți, cizme de cauciuc. Nu cu asta se mai câștigă alegeri. S-a terminat. Omul este atât de disperat. Eu le-am spus și în campanie o să le mai spun de mai multe ori. Dacă le dă un pui și votează pentru puiul ăla, să aibă grijă după aceea cum îl gospodăresc. Puiul ăla să le ajungă 4 ani de zile să mănânce din el. Să sperăm uleiul, că nu va fi caz. 4 ani de zile. Suntem pe final de emisiune și n-aș vrea să o încheiem fără să-mi spuneți dacă sunteți la curent cu ce s-a întâmplat astăzi în Camera Deputaților. Evident. Poziția pe care a adoptat-o UDMR-ul, acest șantaj televizat da. Până la urmă. Doamna Costea, o să îndrăznesc eu, pentru că vreau să vă spun clar mesajul partidului la nivel central. Fără UDMR, noi dorim ca cei care vor vota să iasă în proporție de cel puțin 60%, am socotit că dacă vor ieși alegătorii în proporție de 60%, UDMR-ul nu mai are cum să facă pragul electoral și o să se ducă de unde a venit. Suntem, v-am spus la începutul emisiunii, radical, niciun fel de alianță cu UDMR-ul în eventualitatea că vor intra în Parlament, sub nicio formă. Ba mai mult, vom încerca să vedem juriștii noștri, care sunt buni. Dacă au reușit să înscrie împotriva lui Băsescu un partid, cred că sunt buni. Juriștii noștri vor încerca să descalifice UDMR-ul, care nu are condițiile pentru a participa la alegeri. Știm cu toții, și de fapt, toată lumea, exact, clar. Este o asociație culturală. Și dacă ar fi partid politic, este pe criterii etnice, ceea ce trebuie băgat în Constituție. Dar, vedeți dumneavoastră, acum PDL-ul, rectă domnul Ponta, iarăși virgin. Păi, cum Ponta la PDL? Pardon, la PDL. La PSD era extrem de vehement împotriva UDMR-ului. Domnul Ponta, ați da. Guvernat cu UDMR-ul, domnul Ponta. Cu UDMR-ul. Ați fost coleg cu Alde Laszlo, cu Tăcheș, cu păstălaltul, cum îl cheamă, de-a Bărbierii Munții, din România, de-a luat tot lemnul de aici. Cu Vereștoi. Ați mâncat la același bufet cu Vereștoi. Ați fost la aceleași ședințe de guvern. Da, vă mulțumesc că ați făcut efortul să veniți și în seara aceasta. Nu, n-a făcut din, plăcere, n-a făcut din păcate plăcere. Am ajuns la final de emisiune, dar nu ieșim înainte de a le spune oamenilor că există ceva mai rău decât oamenii răi, indiferența oamenilor buni. La revedere, vă dorim pe luna viitoare. Și vă așteptăm la noi.